Așa, bine v-am găsit, bună seara, bună seara, bună seara, bună seara, bună seara, vă mulțumesc. Și bineînțeles, negălegăs, ne-ne-ne. Iată-ne din nou împreună, iată-ne. A trecut pandemia, am învins. Bravo, aur! De capul și de zile noastre. Iată-ne din nou împreună, strângi la oaltă. Putem să ne mirosim iarăși transpirația între noi, liniștiți, mirosul gurii. Bine că s-a terminat, ducă-se pe pustii! Iarăși ne întoarcem în locurile aglomerate, unde e muzică maximă, sau la maxim, de fapt, și oameni care vin și ne vorbesc foarte aproape, așa de... Bă, Coaie, tu știai că Bitcoin-ul, de fapt, este o bulă în plan și că iau să ești plin de scuipat acolo, așa, așa. A, s-a terminat pandemia, ce bine. Sau poate sunt unii dintre voi care... Na, cărora le era dor și abia așteptau să... Da, da, scuipă pe mine... S-a terminat pandemia. Ce dor îmi era de flegma al cuiva pe față. Dar mai țineți minte cum s-a terminat pandemia la noi în țară? Nu mai vorbi un pic ca să... Mersi mult de tot. Ești super amabil, da? Da, asta ai zis. Să nu fac gălăgie cu chipsurile în timp ce vorbeai. Asta a fost. Bă, Coaie, să nu fac gălăgie cu chipsurile astea, am pula aia că-l deranjez pom, că își filmează specialul. Fâr, să acopăr cu vocea mea groasă tot căcatul ăsta de pungă în care am chipsuri. Fâr. Că nu puteam să-mi iau burger la care nu s-aude în pula aia ce mănânc. Dar, de fapt, dacă nu s-auzea, făceam eu din gură. Laf. Burger, cartof, laf. Yeah. E bine că te-ai distrat. Multă flegmă în ureche îți doresc de la cineva într-un club. Deci mai țineți minte cum s-a terminat pandemia la noi în țară? Haideți că vă aduc eu aminte atunci. Era o știre cu domnul Iohannis. Și în știrea aia, bă, părea că domnul Iohannis mergea la un dat pe stradă și a văzut pe cineva cu mască. Și a avut tot de așa. Am uitat să le zic la ăștia. Dragi români. Nu mai mă, gata să... Dați alea jos. Am uitat, m-am luat cu... Frate, eram cu golful la schi, cu... Și după aia, gata, pandemia. Dar bineînțeles, exact cum... Na, cum e poporul nostru blestemat, de niciodată să ne fie cu adevărat bine, s-a terminat pandemia și a venit războiul. Unde a venit războiul? Lângă România, să dai seama, știi? Adică veșnica țâțâială de cur a poporului român. De văleu dacă murim. Că probabil când s-a terminat pandemia ați fost fericiți 30 de secunde și după aia ați dormit un pic stresați. Că dacă se trezește Putin dimineață și în loc de snuz... Că e atât de bolnav ăla încât să doarmă cu butonul lângă cap în pula asta. De vesel. A fost și o parte pozitivă, în schimb, că poporul nostru a dovedit că este solidar și au fost foarte mulți români care au donat pentru ucraineni. Probabil sunt și printre voi. Să aplaude dacă sunt, vă rog. Iată. Bă, putea să aplaudați toți, că eu nu știam, adică... Așa doar v-a simțit prost unii dintre voi. Ați avut așa, mă, nu știu.
dă scoate și tu din geantă, dă-i 10 lei, nu știu, dacă nu mi-a zis nimeni, dă-i și pixul ăla, dă-i el să... Foarte bine că ați donat, bravo, bravo. Dar sper că ați donat românește, adică n-ați donat cu bun simț sau ceva, că... Erau două posibilități de a dona românește. Prima e foarte simplă. E aia așa de... Dă-le și tu geaca aia, nu știu. Ați vizualizat geaca, nu? Aia de nici nu știați cum mai aveți. O scoateți din bagaj și ies 12 moli, așa e, bă. Păi, e cald să-mi bat pula, e... În ce an suntem? Și a doua posibilitate de a dona tot românește e asta, așa e. Băi, refugiat. Cam, cam. Filmați, da? Ia unde? Nu, no, nu, no, nu, no, tu chip, tu chip, hai! Le dau, mă, săracii. Vezi că e Moncler în pula. Le dau. Ce să... Ha, mă, gata, go de aici. Că... Și sunt și alții, altfel de români, de fapt, tot așa bun la inimă, care au cazat ucraineni. Bravo lor. Dar și ăștia sunt de mai multe tipuri. Sunt ăia care au făcut onest și frumos așa și sunt ăia care zici că și-au luat câini. Băi, vorbesc serios, chiar e o chestie adevărată asta așa. Există oameni care au spus la un moment dat, e cineva care a zis, bă, al meu e deprimat tare, mă. Am vrut să-l scot în parc. N-are chef de nimic, așa e plăștit, așa, nu-mi place. S-a discutat pe un grup la un moment dat, au discutat între ei și... Ziceau, bă, hai poate ne vedem săptămâna viitoare cu toții ca să socializeze între ei. Unde să socializeze? Bineînțeles, în țarcul special amenajat pentru ucraineni, unde se puteau mirosi la curs, să-și dea seama din ce zonă au fugit. O să ajungă curând la discuția aia de tati, eu ți-au ucrainean, dar tu trebuie să ai grijă de el, da? Cu sirianul nu prea. Tot eu scoteam sirianul. Râdem noi, dar sunt mapura. Vezi omologul meu în stand-up din Polonia într-un an, cum o să facă mișto de noi românii, cum venim acolo, cu aceeași glumă. Da, da, da. Dar să ne aducem aminte în momentul ăsta la graniță. Și să râdem așa, să... Uite că până la urmă a ajuns și la noi. Dar important e să învățăm ceva din toată treaba asta și să nu o uităm, bineînțeles, că avem capacitatea de a uita traumă foarte rapid noi românii. Trebuie să învățăm ceva din pandemie. Eu, de exemplu, am învățat, într-un moment foarte ciudat, în care nu m-aș fi așteptat, ce înseamnă cu adevărat empatia. Și s-a întâmplat când trebuia să spăl vase. Să învăț ce înseamnă empatia cu adevărat. Subliniez trebuia că eu nu voiam să spăl vase. Însă amenințarea de pe flancul de est, din living, că mi-au mare picior pe după cap dacă nu spăl vasele, na, era acolo. Eu... Probabil vă dați seama, eu nu mă pricep să spăl vasele. Cum și noi bărbații, de fapt, nu știm să spălăm vase. Asta e. Știu că sună clișeic, dar nu avem în noi. Pe când voi, femeile, nu vreau să sune sexist, don't cancel me, nu-s misogin, cum să zic, și la asta vă pricepeți. Da, atât de minunate sunteți. Așa că spălați-le voi în plan, nu ne mai...
Serios, oricum nu o să vă convină cum le spălăm. Oricum o să veniți cu farfuria la noi, dar aici nu puteai să dai cum trebuie. Uite câta pata. Ei, mănâncă și tu în jurul petei, na, ce căcasă. Fă un joculeț așa, să nu atingă mâncarea pata, ia vezi ce se întâmplă. Și gagica mea avea o tehnică, zic avea pentru că a murit. Nu, ne-am despărțit. Da, așa vorbești, știi, când te despați de cineva, vorbești ca și cum a murit, pentru că pentru tine chiar s-a întâmplat asta. Și avea o tehnică foarte specială, adică chiar se pricepea așa să spele vasele. Sper că încă se pricepe, că... Na. Nu mai are bani. Mai glumim și noi, mă, că-s vremurile astea. Noi, se pricepe la foarte multe lucruri, să fie sănătoasă. Știu că vă gândiți, probabil mulți dintre voi acum, Cosmine, dar de ce nu-ți iei o mașină de spălat vasele? Că e mult mai ieftină. Foarte urât din partea voastră. Înțeleg, dar nu, te piși pe ea de mașină spălat vasele. Adică după ce dai 18 milioane, tu trebuie, după ce ai mâncat, să iei vasul, să speli vasul, ca după aia să-l bagi în mașina de spălat vasele. Ce e aia? Ce înseamnă asta? Adică, de ce nu poți să termin de mâncat și după aia efectiv să bag vasul acolo, cum e normal? Că după aia mașina de spălat faci... Mă, și tu faci figuri de un pizda, mă, zi, serios? Exact aia românească, dacă vine o tanti să-ți facă curat în casă, înainte... Faci curat în casă, exact. E urât. Păi, vine doamna și e mizerie în casă. Nu e, faci curat în casă și după aia ești nebun așa și e o hârtie, o mototolești și o arunci așa ca să pară dezastru. Și când vine doamna, te și scuzi, mă iertă, n-am știut. A fost petrecerea seară. Au venit prietenii, am mototolit o hârtie, am aruncat-o pe... Dar ea chiar se pricepea să spele vase. Eu când am văzut-o prima oară, bă, mi-a explodat creierul. Eu nu mai văzusem așa ceva niciodată. Era turn de vase în chiuvetă. Bă, și a luat primul vas, l-a clăbucit și l-a pus lângă chiuvetă pe blat. Știu că par idiot, dar mergeți cu mine. Al doilea vas, tot așa, l-a clăbucit lângă chiuvetă pe blat. Al treilea și tot așa, până s-a mutat turnul din chiuvetă, lângă chiuvetă pe blat. Alea nu erau vase curate, da? Alea erau vase în proces de a deveni curate și totuși erau lângă chiuvetă pe blat. Eu nu știam că ai voie cu așa ceva. Adică, serios... Eu fiind din Focșani, eu așa am învățat că, bă, nu părăsești perimetrul chiuvetei, că ți-e bătaie, știi? Eu spălam ca bou, luam primul vas din turn și îl spălam deasupra, acolo, ca să îl clătesc, mergeam la chiuvetă la baie, știi? După aia lua fiecare vas, îl clătea, îl punea la uscat, îl clătea, îl punea la uscat, îl clătea, îl punea... După aia lua laveta, deci eu nici nu știam că avem lavetă în casă. Iarăși par prost, dar eu am văzut lavetă la viața mea. Doar în restaurant sau în bar. Eu nu știam că ai voie să cumperi lavetă civil fiind, știi? Bă, și-a luat laveta, a curățat toată chiuveta aia, a făcut o lună, deci dacă eram în Cluj, o închiriam să-mi bag până. Eu, de obicei, eu când spăl vasele, bă, când mă uit, bă, zici cum am pișat pe mine, deci exact... Eu după ce spăl vasele, trebuie să dau cu mopul. Ce-ți dai seama, mă vedea cu mopul, era, dar nu dai și cu aspiratorul. Bă, gama mea și pula, care mai spală vasele de acum. Eu așa făceam. Eu când spălam vasele, începeam, fiind foarte prost, pentru că, na, noi bărbații, trebuie să stabilim asta odată pentru totdeauna, noi bărbații suntem proști. S-a aplaudat mai devreme decât credeam, deci atât de fact e. Continui prin a spune că voi, femeile, sunteți deștepte. Se pare că războiul a luat final aici, la voi, la Târgu Mureș.
dar totuși o să explic chestia asta. Deci voi, femeile, sunteți... Voi, dacă e un grafic așa, voi vă nașteți deștepte. Vă nașteți aici. Și după aia, toată viața... rămâneți constante. E un lucru bun. V-ați încruntat câteva dintre voi. Ați avut aia, dar eu-s constantă. Mă, du-te în pizda, măti. E de bine. Ești deșteaptă, bravo. Comparativ cu noi bărbații care ne naștem în mocilă, vai de capul nostru, jos acolo, mai jos decât graficul. Ne zbatem ca niște mormoloci, așa, nu înțelegem de ce existăm. Ce e cu lumina asta la 20 de ani? Ca să fie clar, uitați-vă la fetițe când se joacă și după aia uitați-vă la băieței. Bă, o fetiță când se joacă, bă, e ceva spiritual acolo. Zici că ea a făcut jucăria, știi? La băieței când îi vezi cu o mașinuță, așa... A, de ce nu merge? Cearcă? Păi băieții la 4 ani învață să meargă și cu stângul, mă. Stau cu tasul acolo, așa. Tată, fa bine. Nu știu, tată, că și eu acum... Acum încerc și eu să mă mai prind, mai aduc aminte cu tine. Într-adevăr, la un moment dat, din mocir la aia, câțiva dintre noi, mai curioși așa, devenim din ce în ce mai deștepți. Bă. Și după aia ne prindem că devenim din ce în ce mai deștepți, devenim și mai curioși și la un moment dat, pe la 30 de ani, ne intersectăm cu voi. Oh. După aia, câțiva dintre noi, mai puțini într-adevăr, vă depășim. Dă-te în pula mea, serios, da, da, da. Știți că e adevărat. Și reacția voastră în momentul ăla e asta așa de... Mă, dar ce pizda, mă, sier? O întreba bătrână, mamă, ce e acela? Măi, mamă, s-au auzit legende cum că unii ar fi foarte deștepți. Mai deștepți decât mine, mamă? Da. Și reacția voastră în momentul ăla e de... Ia treci, mă. Înapoi în mocirlă. În relație. Și ne-a prins acolo, exact cum prind aia rechinul să-mi bag deci cleș peste tot așa, puf, gata, al vostru. Pentru că ne face să devenim dependenți de voi. Ii, ce vă place asta? Ia uzi râsul malefic din sală. Și-a dat seama, omorâți-l. Că îmi dau seama că Societatea Secretă a Femeilor acum sunt o țintă pentru voi. Că mi-am dat seama. Așa porniți. Păi gândiți-vă, de fiecare dată când, că ați auzit probabil bărbații în vârstă, care sunt văduvi, da? Și nu mai mănâncă după moartea soției. Ei nu că nu mănâncă de depresie. Ei nu mănâncă că nu știu în pula mea să mănânce. Că așa ne faceți. De când ne-ați tras acolo în relație, pac, ne-ați luat direct. Dar ce faci? O să mă leg la șret. Nu tu, lasă că te leg eu la șret. Mă gândeam să fac diseară niște cartofi. Îmi plac cartofi. Vrei să-ți fac și o ceafă de porc? Vreau și ceafă de porc. Nu mușca așa, stai să stai eu. Ia fă gura mare. Vine avionul. Așa ne tâmpiți, mă, așa ne tâmpiți.
Ei, și eu eram în momentul ăla a relației în care eram hol-hol-hol. Și eu așa încercam să spăl vasele, eu începeam de obicei, deschideam apa, da? Și în jetul ăla, luam o lingură, bă, și senin complet, așa, cu ochii albi, băgam lingura așa. Nici o remușcare. Deci n-aveam... Eu vedeam apa cum se înalță, știi? Și cum mă piși pe mine fără să-mi dau seama că mă piși pe mine. Dar nu-mi punea multe probleme. Și tot continuam să spăl vasele și la un moment dat ajungeam la final, la final boss din punctul meu de vedere, care este tigaia. Bă, la tigaie știi că s-a împuțit căcatul? Când trebuie să întorci buretele pe partea elaltă. Deci... când se dă pe verde, mamă, e de rașchetat. Și eu de obicei pun foarte mult lichid din ăla de burete, cum dracu se cheamă. Cam asta e la tata. Bă, pune să fie, că Doamne ferește, cine știe ce se întâmplă? Ce poate să se întâmple, mă, atât de grav, de implici numele lui Dumnezeu în discuție? Ce dracu, să vină un vas mare, necurat, în spatele meu la final, așa, ce faci, Cosmine? A, pe mine m-ai uitat! Aoleu, oala de sarmale, nu mai am ferii. Cred că așa se cheamă ăla. În fine, și tot dădeam la tigaie, sună ciudat. Tot... tot rașchetam acolo. Și cum era foarte mult lichid din aia de burete, bă, la un moment dat am prins marginea tigăii și a sărit... spumă din aia albă, peste tot pe pieptul meu generos. Că pot să zic că am un piept generos. Dacă e să mă descrie, așa mă descrie. Bărbat înalt, gras, frumos și cu pieptul generos. Ca frumusețea asta e Pavarotti, așa, știi? Vă mulțumesc! Nu știu de ce aplaudați, înseamnă chiar semănăm. Și o să mor obez, dacă o voce minunată. Bă, și în momentul în care mi-a sărit spuma aia albă peste tot pe pieptul meu generos, brusc, mi-a plecat așa privirea spre geamul de la bucătărie. Bă, și era frigul dracu, deci era un minus 20 de grade afară, ningea. Și mi-a zburat gândul către o târfă, știi? Că mă gândeam la ea așa, săracă, cum e în frigul ăla și nu vine niciun client și... până la urmă vine un camionagiu din ăla libidinos, așa, și... ea zice, vă rog, dacă se poate să nu mă fute, să nu dau geaca jos, că e frig. Și aia zice, da, stai liniștit, că oricum voiam să-ți dau decât o muie, bă, deci... bă, de la libidinos... de la de are păr pe păr, nu știu cum să vă zic. Eu știu că pe voi femeile vă scârbește enorm chestia asta. De asta am ajuns noi bărbații să ne epilăm, zici că suntem delfini să-mi bag acolo. Și... în fine, prostituata îngenunchează, începe să performeze... își dă masca jos, scuze, că așa era pe vremea. Începe să performeze sex oral. Poliția trece fără absolut nicio problemă. Că puteai în perioada aia, știi? Puteai să fumezi, să mănânci sau să sugi o pulă fără mască și nu luai amendă, că era foarte bună legislația. Și înainte să termine, camionagiu libidinos scoate penisul și mi-am dat seama că așa-și faciu la bun caminagiu. Peste tot, pe pieptul ei generos. Și asta, dragi oameni buni, asta e empatia, știi? E atât de drăguț că m-am uitat la unii dintre voi
care au avut o față așa. Bă, băiatule, deci noapte totală așa. Asta e empatia, ce bă? A ce, a zis ceva de... Da. Bine că ați înțeles, măcar jumătate. Restul ați aplauzat, dacă v-ați dat seama de la aia cu Ucraina, că e bine să aplauzi. Da, mă, asta e empatia, știi? Că după aia mă și gândeam la ea săracă, acum ajunge acasă și... Să spele geaca, doși. Nu mai râdeți cu aia, că e rău. Și se chine să scoată pata aia. E camionagiu, că ăla, na, nu mâncase ananas și tot. Se chine, sărac. Ce vreau eu să vă spun, de fapt, e că... Bă, vorbesc serios, trebuie să vă zic asta, că e un mesaj aici. Serios. Deci dacă în perioada următoare, prin absurd, ajungeți la târfe, încercați să vă dați drumul în pata veche. Hai să fim mai buni. Hai să dăm și înapoi. Hai să-i lași pe ăștia să-l liniștească, că și... E clar unul ungur că își traduc să-mi bat pula. Dar își traduc tot în română, știi, că a zis... Că a zis, în toată veche. Să înțeleagă și Ișvan. Loții, ai înțeles, mă? În pota veche. Plecați din guvernul României. Scuze, a ieșit din mine, pur și simplu. Mai râdeți, mă. Frate, și important e, v-am zis, să nu uităm de perioada asta prin care am trecut. Eu, de exemplu, nu o să uit niciodată ultima seară din lockdown, în care eu, Nedel cu Cosmin, am fumat toată iarba pe care o aveam în casă. Știu că e legal să deții marihuana, dar vă zic că, na, nu mai dețin. Și am făcut o glumă imediat după ce am fumat, vreți să vă spun? Și așa n-avem ce face. Bun. Știți cine este Pikachu? Pikachu, pentru cine nu știe, este un personaj dintr-un anime, ceea ce înseamnă în română desen animat, dacă nu știi japoneză. Eu mai rup un pic așa. Și e o veveriță mică, blondă, galbenă. A rămas la futut. Așa, care e ținută într-o bilă de stăpânăsul și când o scoate din bilă, iese veverița și dă cu fulgere în lume, știi? Adică, cine are nevoie? Dați-mi și mie două fulgere. Cum să zic? Ciu. Aveți pentru ăsta micul să-mi dați și mie un fulger. Cum să zic? Ciu. Și eu mi-am dat seama că Pikachu e un nume foarte bun pentru un politician român. Dar nu pronunțat așa. Pronunțat cum ar pronunța CTP la o emisiune din aia de ale lui. Când e ăla invitat acolo și zice, domnul Pikachu. Cât mai furați, domnule, țara asta? Astea pădurea la Suceava, domnul Pikachu. V-ați făcut bilă la Snagov? O oră am râs la gluma asta. Deci am zis,
Eu am zis că o să omor cu gluma asta, că o să fie, o să fie gluma mea Delta. Știți că era o variantă de COVID Delta? Mai țineți minte? Se zicea că asta o să se ducă la tineri și o să-i omoare și tinerii știu cine e Pikachu și... De aici, încercarea asta umoristică, că altfel n-am cum să o numești, da. Oricum, așa m-a stresat chestia aia cu denumirile grecești, cu COVID-ul. Bă, băiat, deci nu mai puteam. La aia, la Omicron, bine că s-a terminat acolo să moară ăsta, cine știe ce mai era după aia. Deci Omicron atât de tare mă enerva că nu înțelegeam ce o să mă omoare, știi? Că asta e, dacă vine unul pe stradă la tine și zice, bă, să te înjunghi. E ok, am înțeles, e un cuțit implicat, nu-mi place. Bă, pizda, mă, să măcar înțeleg cum mor. La Omicron mă gândeam la toți balaurii. Și mi-era și foarte greu să rețin Omicron, știi? Eu am reținut pentru că am făcut așa o paralelă, m-am gândit că e micropenisul Optimus Prime. Și mai grav, că noaptea numai asta visam, cum atacă micropenisul Optimus Prime. Când dădea drumul Optimus Prime la micropenis, engage. Și m-a supărat un pic, sincer, și sunt dezamăgit, pentru că eu aveam senzația că noi românii vom reuși să ne unim și să creăm propria noastră variantă. Nu prea, nu prea, dezamăgitor, nu-ți mulțumit. Serios. Era atât de bine, vă dați seama, și o numeam noi? Avem atâtea de, nu știu, dacă puneam bășina porcului, știi? Era o variantă. Pizda țigânci. Bă, voi imaginați-vă ăia de la BBC cum erau cu știrea asta în față, așa. So it seems that the COVID from Romania is here and it is named Pizda țigânci. Ăia prin Londra, pe acolo, run, the pizda țigânci is coming. Sir? Have you heard news about the Queen? I'm afraid the Queen has pizza Nu-mi dați cancel, așa se numește planta. Nu-s nici sexist, nici rasist, da? Și... După aia, după ce m-am rupt, mă uitam la televizor și a apărut o știre, că atât de spart eram, că a apărut o știre, bă, care m-a fascinat, efectiv. Era vorba despre un nene care era operat la creier, dânsul fiind violonist. Și în timp ce era operat la creier, dumnealui trebuia să stea treaz și să cânte la vioară, știi? Da, da. Ne-am uitat la același televizor. Bă, și mi s-a părut fascinant, știi, că așa își dădea seama doctorul, că dacă ăla făcea blablabla, hai de pula mea, îmi tăia prea în stânga, știi? Repede, soră, lipește acolo. Venea sora, dădea cu un pic de... Așa era, înainte de COVID, așa se lipea creierul, dădea cu un pic de scopă. Ăla e gelatină, se prinde imediat. Dar voi nu știți, că nu sunteți neurochirurgi. Lipea acolo, ăla, așa. Și mi s-a părut fascinant pentru că mi-am dat seama iarăși că la rândul lui chirurgul trebuia să aibă ureche muzicală. Și una bună, adică trebuia să facă diferențele între do major, do minor. Știi? Și după știrea asta, la vreo 5 minute, bă, m-a luat așa o transpirație rece și senzația de panică pentru că mi-am dat seama că dacă eu acum fac un atac cerebral... Și trebuie să fiu operat la creier. Eu la ce pula mea cânt? Că eu nu știu să cânt la nimic. Nici nu merge să mergi ca boa acolo așa, să bați în masă. Stai, tată, că o bat pe asta. Trebuie să fii clasic, că e operație la creier până la urmă. Așa că am intrat pe Google, repede, lecții de pian. Și imaginam cum intru în sala de operație acolo. M-așezam pe
pe masa de operații, mă duceam, îmi dădeam fracul la o parte așa. Mă așezam acolo, începeam fiurelize, mă lăsa pe spate, nu mai vedeam clapele, era clam, 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 pula, făcea ăla. Gata, mort, cearșaf, 4:20, ora morții. Mamă, deci nu mai puteam, la cât de prost cânta, eu l-am omorât. Și după aia mi-am dat seama că, bă, nu, n-am cum să fac atac cerebral chiar acum. Ba da, fix atunci puteam să fac un atac cerebral, că așa e atacul cerebral, e ca și cum ai intrat în casă, se aprinde lumina, e toată lumea, surpriză, atac cerebral, bă, ești de mea, n-am, știu că veniți. Și după aia am zis, hai să mă calmez și să beau un pic de apiță, știi? Și eu mi-am dat seama că, de fapt, în momentul în care ești spart, nu apița te liniștește, ci contactul cu sticla. Urmăriți-mă un pic, e complicat. Deci fiți atenți, în momentul în care ești treaz, tu faci o chestie involuntar. Adică tu calculezi cantitatea de apă dintr-o sticlă și știi exact cu ce forță trebuie să o ridici, știi? Nu o gândești foarte mult. Când ești spart, se complică. Uitați-vă la tovarăși de-ai voștri când sunt rupți, ca să nu zic la voi. Uitați-vă când pun mâna pe sticlă că vor să bea apă și cum rămân așa 10 minute și se uită în gol. Bă, le vezi calculele deasupra capului, așa, vezi? Deci centimetri cub de apă cât în cap e în 0,5. Așa, forța gravitațională, forța... Pentru că altfel risc să ridici apa așa și să zică toată lumea, ce spart e ăla, te pula, nu știi să ridici o apă, câtă gange ai fumat, mă, boule, ce prost ești, nu o să mai fii prietenul meu niciodată, ieși afară din casă, te pula mea. Și eu gândeam asta singur fiind în casă. Ca să... Bine, nu eram singur, într-adevăr, că m-am uitat în dreapta și erau căței, bă, uitați-mi că am căței în halul ăla era. Bă, care se uitau cu fețele alea așa la mine. Aoleu, stăpânul nostru e praf. Mi-a zis, bă, nu calmați-vă că v-am pus apă dinainte, știam să calculez. Nu, nu, o să murim de foame. Repede să sunăm la poliție. Bă, dar sunteți muiși chiar în halul ăsta. M-am simțit trădat tare, mă. Dar n-aveai cu cine să discuți, era o... M-a supărat așa un pic, eu iubesc pe căței mei, vă dați seama, sunt constanta din viața mea, dar sunt familie, doar că eu vă dați seama, după despărțire am avut o perioadă de depresie și mi-am dat seama că sunt bulangii, mă, că... Primul rând, știți aia cățelul care simte când ești trist și vine la... Nu. Băi, stăteam din ce în ce mai trist, din ce în ce mai aproape de ei să mă bage în seamă, să mă... Nimic, n-aveam nicio treabă. Plus că eu îi mângâiam și ei nu mă mângâiau înapoi, adică chiar... Și sunt foarte deștepți. Gândiți-vă că ței mei știu să facă diferența între comanda stai, adică stai, și comanda stai, adică dă-te. Dar iubesc căței, ce pula am sfârșit. Am pățit o chestie la un moment dat, ca să vă dați seama cât de prost sunt. Plecam spre Cluj și eram la aeroport în București. Și de ce să vă mint? Fumasem un joint. Că na, trebuia să zbor cu ăla mic, cu elice. Unde trebuie să te amorțești un pic ca să nu... Și îmi place cum decolează ăla. Fai de pula. Și dacă ești și lângă aripă și vezi elicea aia așa, și când mai are golurile alea de aer, știi, de nu o mai ai elicea. Și stai lângă ea așa și ești, hai tată, ia-o, hai! Hai, ia-o un pic, hai! Îți vine să sufri în ea, să-mi bat pula, ești la geamă. Dacă vezi o pasăre, e belită pula, deci ești... Pleacă, pleacă, du-te, dragă, găscă! Pleacă în țările calde, templu! E gâscă așa. Nu, pleacă de lângă el!
Vrei să mori gras? Și era în ruptulică, știi, în aeroport. Bă, și am văzut un cățel, pui, cred că avea maxim 6 luni. Bă, am înnebunit când l-am văzut, m-am dus spre el, eram ciu-ciu-ciu-ciu-ciu. Și când s-a întors din lateral, așa, poliția a scris pe el. Eram să mă... Iar m-am simțit atât de trădat, deci mergeam prin aeroport, după aia mă uitam la el, eram du-te în pula mea. Și pui coaie, te-au învățat ăștia. Era clar că-i pui, că dacă era un experimental, la 300 de metri era. Lua un balon, îl spărgea. Că eram spart. Eu vă mai explic așa, știi că... E păcat să nu... Și după ce am băut apiță, am crezut că mi-a revenit, dar fals, negativ. Pentru că m-au sunat băieții și trebuia să urce pe canalul meu de YouTube un clip și aveau nevoie de parola de la YouTube, știi? Și la ora aia, eu nici nu știam cum mă cheamă, da, păi, parola de la YouTube, știi? Și am intrat pe Google să bag parola, să mă amintesc. Și am introdus parola de 3 ori greșit. Și s-a activat Google Security Systems all around the world united. I need your loving tonight. Și mi-a scris pe ecranul laptopului acolo, mi-a scris: Are you a robot? Bă, băiatule, deci... Atât de tare m-am panicat la cât de rupt eram. Că am zis, coaie, oare-s robot? Să muriți voi că mi-arătați ăla pe care l-am făcut special pentru special. Bă, coaie, ce pula mea e cu IQ-ul la masa aia să mă bată mama, că nu e bine deloc. Bă, și un pliant vă crește IQ-ul acum dacă vă dau să citiți, să-mi bat pula dacă nu. Sunteți lângă mine, în primul rând. Tu crezi că nu l-am auzit pe Ișvan, care a făcut iați acolo? Am auzit în pula, nu trebuia toată lumea de la masă. Ei, 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 ei. Deci că era scâinile din aeroport să-mi bat pula dacă... Săraci de ei, mă, mâncați așa, doamne. Nu știu cum v-ați amestecat printre ăștia să mă... Eu sunt absolut convins că voi n-ați intrat pe la intrare, adică ați... Nu că n-ați avea bilete, că nu știți, nu... Poate fi intrarea în fața voastră, voi sunteți. Eu cred că o iau pe după gard, pe aici. Asta după ce vă arătați toți la masă. Hai pe la gard pe acolo, hai pe la gard! Cred că e mai bine pe la gard. Și sunteți doi cu ochelari care păreți intelectual să-mi bag pula, deci... Va mânca programarea viața, ce... Nu la Ișvan, nici nu mă pun, că el are ochelari de vânzător de Fruity Fresh în pula mea de a citi prea des. Revenind, pentru publicul normal. Incredibil. Păi, dar s-au bucurat ca niște copii cu aia, deci nu i-ați văzut din față. Doamne, câtă bucurie! Da. Da. Deci mi-a scris acolo, are eu roba. Și m-a luat panica și după aia mi-am dat seama, bă, n-am cum să fiu robot, mă, e imposibil. Adică, Cosmine, asta eram, liniștește-te! Mai bag vocea lui tata în mine câteodată, așa? Că n-ai, adică, nu e ca și cum părinții mei erau oameni de știință, refugiați din Germania după al doilea război mondial în Focșani și m-au alcătuit pe mine din piese vechi, din tranzistori, din componente, televizori diamant sau ce pula mai era pe mine. Plus că dacă eram robot din 86, eram din ăla prost, vai morții mei, vă dați ce dracu să fac un robot din 86. La fel de prost, aveți roboroc din ăla?
E, la fel de prost ca ăla aș fi fost. Pentru ce nu știe, Roborock, dar știu că se numește și altfel, e un robot, e un disc așa, care e un robot care dă cu aspirator, adică nu dă. El e aspiratorul cu aia. Da. Dacă e cineva spart în sală sau s-a uitat acum la specialul ăsta, o să aibă așa un tătem. El e aspirator. Și aș fi preferat, îți dai seama, că era mai drăguț, dar chiar era un robot mic care dădea cu aspirator așa în casă. Bine, la noi ajungea prima variantă aia cu... Le trebuia să iei făraș separat. Dar atât de prost aș fi fost, exact ca ați văzut ăla. Deci, bă, chit că-și face harta, se dă cu capul de toate alea. Așa m-am enervat. Deci când l-am luat, am zis, mamă, ce deștept e după ce și-a făcut harta. Bă, și când rămânea blocat în covor, sub canapea, dădea și mesaje din aia. M-a prins sub canapea, bă, că mi-aș plua, că asta aveam eu nevoie, să am grijă de un robot prin casă acum. Bă, mergeam exact ca după un copil care scăca pe el non-stop, așa era. Hai să te iau de aici, am pins, da, mătii, să te duc la... Are într-adevăr și o calitate, că dacă ești bețiv din ăsta, depresiv, cum sunt eu, de-ți place să bei singur în casă, poți să bei cu el, într-adevăr. Serios. Să încercați asta odată. Deci beți un pic, nu vă faceți căcat, dar beți un pic așa și mutați mobila prin casă. Și după aia dați-i drumul. Băi, deci se ciocnește toate alea, are și un gest din ăsta după aia. Foarte artuditul așa de win win trouble, bă, hai de capul tău. Tu ești într-un colț, râzi acolo, ce prost e robot. Să nu te audă, știi, ușor. Cu cuceriți voi lumea, mă, terminatule. Elon Musk, de ăsta ți-e frică. Are mop. Deci, efectiv, poți să torni o sticlă de vin pe jos și el vine și bea cu tine, știi? Într-adevăr, la final, când termină de curățat, zice, going back home. Atunci cum ești bad mort, ești, nu pleci nicăieri, tempul ăla mea, că abia azi de... Stai un azi că face îngrătar, vină aici, așa. Îl prins din spate, de acolo, care o... are o ușiță, unde se strânge praful și la mine și părul de la cățiș. E lângă baterie și cald, știi cum e. E singur și eu, e patru luni, vă dați seama că... N-am futut roborocul, dacă vă gândiți. Era ciudat. Să nu faceți asta, că Doamne ferește. Să deschide ușa voi cu roborocul în pul, așa. Da, chiar e cald. Și după toată introspecția asta, așa, de mi-am dat seama, deci nu sunt robot, îi zic și lui Google, no. Și Google nu mă crede, mă. Și îmi dă test. De-aia aveam eu nevoie la două noaptea rupt în gură să-i demonstrez lui Google că somn și mai presus decât asta, mie însumi. Că deja devenise o problemă filozofică, știi? Bă, și mi-a dat greu să-mi apula. Mi-a dat... mi-a dat treceri de pietoni. Pentru cine nu știe, deci un pătrat mare așa, format din mai multe pătrate mici și tu trebuie să bifezi unde vezi trece pietoni. Bă, cred că am stat, nu exagerez cu absolut nimic, e total adevărat ce vă spun, cred că am stat vreo 15 minute să moară măsa. Bă, bifam, de bifam. În colțul din dreapta, sus, era o creangă care trecea exact pe diagonala pătratului. Mă gândeam, dacă îmi pizda măsii în spatele crengii... Și nu glumesc cu nimic, am picat cu aia. Deci... Eram robot. Brusc mă uitam la Roborock și nu mai era atât de ciudată ideea. Adică el îmi făcea luminițe dulci.
Dar Google, băiat, nu înțeleg de ce nici până în ziua de azi, îmi dă și al doilea test. Bă, și iar, mi-a dat greu, mi-a dat autobuze. Bă, probabil realizați că, na, eu de câțiva ani de zile, nemai fiind un om simplu ca voi, eu nu mai știu cu ce merge pulimea, știi? Caravana sărăciei, cum... Ce bine că ați prins gluma, că am mai zis asta la un moment dat și cineva s-a uitat foarte urât de... Chiar zici că eu nu mai știam cum arată autobuzul, știi? Era fața aia, ești cât autobuz, dar nu știi cum arată. Da, nu, glumesc. Erau autobuze din Statele Unite ale Americii și ei au autobuz pentru orice, diferite forme, diferite mărimi, culori. Au pentru copii, pentru bătrâni, pentru copii bătrâni, pentru... Și nemai fiind moda aia, știi că negrii stau în spate, nici cromatic nu poți să-ți dai seama. Am glumit! Nu-mi dați cancel, iar vă spun. Nu-mi dați cancel, am glumit. Și am bifat de toate. Am bifat mașini mari, mașini mici și am picat a doua oară. Dar Google, iarăși băiat, iarăși nu înțeleg de ce, îmi dă și al treilea test. Bă, ăsta chiar mi-a dat ușor, mi-a dat semafoare. Mi-a învățat la semafoare, plus că e destul de simplu. Știi că la americani ăștia pun semafoare peste tot. Adică e o cunună de semafoare, efectiv, pentru că sunt foarte proști, știi? Să vadă ăla din Kansas City că it's a motherfucking red light. Așa că am bifat toate alea și am luat. Eram om. După 6 luni de zile de stat în casă, băi, am dormit în noaptea aia ca un bebeluș, pentru că în sfârșit redevenisem relevant, știi? Eram om. Și m-am trezit dimineață cu mahmureala aia omului fumat. Că e o mahmureală și când fumez foarte mult. Nu e ca la beție, e, deci tot corpul e într-adevăr amorțit, dar creierul, mintea, ai senzația că e super ageră și că ești super brici în gândire și că ești foarte deștept. Deci eu m-am trezit și am întrebat-o pe gagică mea dacă vrea să mă întrebe chestii, că eu știu orice. Era la modul ăla, de 1947, care nu întreb? Ea nu mă întreba absolut nimic, dar eu știam. Și mi-a zis, mamă, ești foarte deștept. Du-te la Mega. De atât eram bun. Într-adevăr, cu o seară înainte, eu mâncasem tot ce aveam în casă, ca să nu fac atac cerebral. Așa e, dacă fumezi și îți vin bolile, dacă mănânci, îți trece orice. Și pe drum spre Mega, așa, era, dacă mai țineți minte, Zombieland. Deci nu era nimeni pe stradă. Păi și l-am dat la jumătatea drumului, am văzut un om. Și când m-am apropiat, am văzut că era un cerșetor. Dar nu era orice fel de cerșetor. Era un cerșetor magic. Am glumit. Iar speram că s-o ai fumați în sală, ca și băiește, mă. Dar ar fi fost amuzant, știi, un cerșetor magic care putea să-ți îndeplinească 3 dorințe, dar pentru el niciuna. Iertați. Doar noi, bulangini, care râdem, în rest, m-a impresionat povestea cerșetorului. Și nu era magic, era un cerșetor care avea mască. Deci, un cerșetor responsabil, da? Mai râdem, un cerșetor, pare că o să decedezi. Un cerșetor care avea respect față de colegii lui și nu a vrut să-i îmbolnăvească cu nenorocitul ăla de virus și să-i omoare. Da? Și a lăsat să prindă iarna, să moară din cauze naturale. Și e firesc și creștinește la noi în țară. Și se uită la mine așa și prin mască zice a-a-a? Și eu super deștept așa îi zic poftim? Asta i-am zis eu, nu-i cerșetor, m-am zis, poftim? Ce credeai că te-a întrebat ăla, mă, serios?
Dacă și-a revenit Bitcoin-ul, ce placă de aici? Și își dă ăla săracu masca jos și zice, ai un leu? Și iar super deștept, așa, îi zic, nu, nu, pentru că eu îmi țin banii pe telefon, că e mai igienic așa. Și am plecat. Bă, am lăsat pe cerșetorul ăla săracu surprins, mă. Nu știu dacă realizează, dacă există o persoană greu de surprins în lumea asta, aia e un cerșetor. Pe care l-a surprins viața de la începuturi. Și întrebarea veșnică de sub ce pot dorm. Și eu totuși am surprins un cerșetor. Mi s-a apărut o performanță. Treaba voastră, dacă nu vi se pare la fel. Și am continuat drumul așa și aud în spatele meu, băi, stai un pic. Mă întorc. Și zice, dar tu nu ești micuțul ăla de la televizor, mă? Bă, și pentru a doua oară, după 6 luni de zile, m-am simțit relevant. Deci mi-a ieșit în față pieptul meu generos, așa. Bă, și am intrat într-o zonă așa de Jesus-like. Deci, efectiv, m-am dus plutind până la el. Chance, da, eu sunt... Bă, îmi venea să-l ating, efectiv. Și acum umblă și... Cerșește, până că tens n-am un leu, adică... Și după aia continuă așa mersul spre Mega, bă, și mă lovește, mă. Și mă întorc la el și zic, bă, dar tu de unde pula mea e televizor, mă? Și după aia mă gândesc, bă, poate era un cerșetor de bangata. Sau avea un tovarăș cerșetor super bogat, tot așa, care n-a avea televizorul acolo pe țava de căldură în sectorul 1. Mai știți că nu se strângea gunoi, ieșeau, luau creveți, că așa se arunca. Ăla e gunoiul de sectorul 1. Și era la el acasă, la el în canal se întâmplau toate lucrurile. La el era, hai mă lepne că începe, ai umor. Nu știu de ce în mintea mea cerșetorii se uită la ai umor. Să nu credeți cumva că tocmai am imitat o persoană cu handicap. Da? Că nu sunt atât de vai morții mei și jos în carieră. Nu. Am imitat, într-adevăr, un cerșetor care, de la prea mult prenandez, acum mă el cognitiv e super ok. E foarte... Da? Bine, și într-adevăr e ciung. Asta... Am uitat să vă spun. Da, îi lipsește mâna de aici în jos, așa, doar... Ceea ce e bine, știi, că dacă are doar cotul, poate să scoată mai rapid capacul de canal, că intră cotul perfect în gaură. Și e ca la ursus, așa de... Foarte urât, foarte urât. Foarte urât că râdeți. Și aud așa, știi, în capul vostru când sunteți și râdem, mă, mai dă-mi pula mea de handicapați, bă! Pot să înțeleg de ce? Adică nu toți handicapații sunt ok. Că de obicei când vezi un om în scaun cu rotile, zici, mamă, ce înger! Dacă ăla e un muist în pula mea, dacă... Serios. Dacă și oamenii, că... Na, mai sunt oameni în scaun cu rotire, nici ea nu-i suport, așa, nu-l halesc, efectiv. L-aud după scârțit, așa, vine Mircea, pășa mai aș pe el să mă pișe. Serios. Mai ales că, într-adevăr, până să fie chestia aia, știi, cu locuri de parcare pentru persoanele cu handicap, la care toată România iarăși a reacționat din toate unghiurile și așa, mulți s-au simțit proști și așa mai departe. Întrebarea mea e, înainte de locurile alea, persoanele cu handicap, unde pula mea parcau? Pe locurile noastre, ale oamenilor muncitori cu două picioare funcționale,
care mergeau la serviciu de dimineață. Vai de capul nostru la 7. Ne întorceam la 7 acasă seara, cu pâinea abia așteptând să mâncăm o ciorbă. Când să ajungi cu mașina în fața bloc, te uiți pe locul tău de parcare cu mașina. Băga mea și plăc, claxonez, nimic. Și din spate se aude... Te uiți în spate și vezi așa. Titit. Hai să fim realiști. Cu toții suntem muiști. Serios, rasiști. Ne luăm după stereotipuri. Eu am pățit o chestie, de exemplu, de curând am chemat un Uber, știi? Și am văzut acolo că vine Nadir. Bă, era clar arab. Se vedea că era mai închis la ten așa și era arab. Bă, și a început inima să-mi bată mai puternic și mă gândeam, vă, leu, arab. Și după aia imediat mi-am dat seama și am fost, băi, Cosmine, dă un pis, da, mă, simă. Serios, așa ai ajuns să gândești și dacă e arab, ce? A venit în România, are un job. Hai, Nadir, vino, am zis. Și a venit Nadir la 5 minute. Și eu eram acolo la Pinpoint, doar că Nadir nu era la Pinpoint. Și după 2 minute mă sună Nadir. Și zice, bă, lumlule, nu știu să fac accentul de arab. Ca, na. O să, domnule, am văzut că ați o comandă, dar nu sunteți la PIN. Bă, 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 bă. Asta e, ca să vă dați seama că e arab. Și eu zic, păi da, dar nici dumneavoastră nu sunteți la PIN. Și începe o discuție care cred că a durat vreo 5 minute, așa? Ca să ne lămurim unde sunt eu și unde e dumnealui și a venit Nadir, bă băiatule, până unde eram eu de fapt și mi s-a părut absolut senzațional. Că îți dai seama, dacă era un român, șofer Uber, era unde aici? Păi la PIN. Unde aici la PIN? Că eu sunt la PIN. Păi și eu sunt la PIN. O, ești mă la niciun PIN, nu te-ai împins, da, mătii, și închidea... Nu, Nadir a depus efort. Și a venit, avea un Ford Fusion. Chiar vorbesc serios. Și când am deschis ușa în spate, m-am panicat iarăși un pic, într-adevăr, pentru că preșul de la pasagerul din spate era mototolic ca și cum ultima persoană a fugit din mașină, știi? Dar iarăși am zis, Cosmine, termino! Urcă-te la Nadir! Și am urcat la Nadir... Și, într-adevăr, conducea un pic agresiv. Nu asta m-am panicat. M-am panicat că vorbea la telefon și nu vorbea cum vorbesc arabii. Vorbea așa, vorbea. Și atunci m-am gândit, bă, eu nu înțeleg limba... Și totuși vorbește și în șoaptă. Oare ce pula mea plănuiește Nadir? Și totuși am ajuns în fața casei. Mi-a zis la revedere, o zi bună, bublu, 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 bublu. Am coborât, totul ok. Vedeți? Preconcepții, idiote. Exact cum a fost cu COVID-ul. Știi, când a pornit COVID-ul, s-a absolut convins că toți ați fost în capul vostru futu-i în gură de chinezi. Futu-vă ochii ăia mici. Bă, dar nu putea unul să zică în pizda mamei lui, băi, alte țări, închideți-vă în pula aia, că noi suntem bolnavi. Foarte urât din partea voastră. Foarte urât. Gândiți-vă că, na, în cultura chinezilor, care datează de mii de ani, nu e prima oară când ei moaie lilia cu un căcat de pangolin. E o cultură, e alta, e diferită de a noastră, trebuie să înțelegem. De exemplu, există o chestie reală, datată, când a fost domnul Marin Preda în China. E o chestie absolut reală. Și
Praia știți cine e. La voi... N-am nicio pretenție. Și era Marin Preda într-un restaurant în China cu colegii lui scriitori. Și vine ospătarul și Marin Preda zice: aș vrea și eu să mănânc ceva specific zonei, că na, probabil nu o să mai ajungă în China și chiar sunt curios ce preparate culinare aveți. Și chelnerul a zis: da, nu e nicio problemă, ciu, 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 ciu. Iarăși nu știu să fac accentul chinezesc. Vă aduc imediat, ciu, 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 ciu. Și pleacă și se întoarce, deci e absolut real, da? Se întoarce cu un dispozitiv care arată cam cum arată scaunul ăsta, așa? În care era o maimuță vie, cu capul care ieșea pe aici, prins într-o menghină. Vorbesc serios, calpul decupat. Și lângă avea așa un ciocănel, un clește, furculiță cu sit, sare, piper. Și Marin Preda zice: da, ați adus maimuța pentru amuzamentul meu? Și ospătarul zice: nu, 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 ciu, ciu, ciu. Am adus, luați ciocănelul, luați cleștele, furculiță, sare, piper, că nu suntem animale. Și ciu, ciu, ciu. Bă, voi realizați chestia asta? Voi vă dați seama de tot? Adică... Bă, nu-i dai o vioară? Și cu asta vă mulțumim din suflet. Ați fost absolut minunați. Vă mulțumesc din suflet că ați participat la înregistrarea acestui special, pe care cred că îl și păstrez. Cred că... Că ăla pe care l-am avut ieri a ieșit de tot căcatul, sincer. Dar ce sunt câteva mii de euro între prieteni? Vă mulțumesc frumos, seară bună, mersi mult de tot, să ne revedem sănătoși, pa, pa.